Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Haideți să vedem rapid în seara aceasta care-i următorul eveniment relevant, important pentru voi, care va avea loc în viața dumneavoastră. Vă rog să alegeți intuitiv între 1, 2 sau 3, una dintre cele 3 etalări expuse în față și vom vedea imediat ce au cărțile de tarot clasic și țigănesc să ne spună referitor la perioada imediat următoare, maximum 3 săptămâni. Începem cu etalarea numărul 1. Puneți pe pauză dacă mai aveți nevoie să vă concentrați pe o variantă. Dacă în mintea dumneavoastră nu știți sigur ce etalare, înseamnă că sunt informații și de acolo și de acolo cu care trebuie să intrați în contact sau cu care rezonați. Bun. Avem aici două arcane minore din suita cărților de curte și o arcană majoră, cumpătarea. Și mai avem din tarotul țigănesc cartea judecătorului sau a dreptății sau a judecății și cartea bucuriei neașteptate a unei vești importante care vine de regulă, are legătură cu banii, dar nu neapărat. Bun, și haideți să vedem aici rapid și exact. Avem aici de-a face cu o femeie dintr-o zodie de foc, săgetător berbec leu și cu un bărbat din zodie de apă, pejrac scorpion. Și mai avem iarăși săgetătorul prin cartea cumpătării sau a temperanței. Acum, zodiile astea pot să le puteți să fiți dumneavoastră dacă sunteți femeie de apă și bărbatul de foc, pentru că aici se schimbă energiile, pentru că e o citire generală și mai ales pentru că avem și cumpătarea care iarăși vorbește despre e foarte interesant cum au ieșit aici, pentru că avem foc, apă și apoi îngerul care încearcă să combine apa cu focul. Deci e clar aici că voi sunteți firi diferite sau că sunt anumite diferențe la voi de concepții, de viziuni, de mentalitate. Unul privește într-o direcție, unul în cealaltă, unul vrea mai mult, unul vrea să se rezume la lucrurile cu care s-a rutinat deja. Și e chestiunea aceasta de armonizare care trebuie să se producă între yin și yang. Dumneavoastră trebuie să activați mai mult divinul feminin. Bărbatul, în raport cu dumneavoastră, va activa și el energia masculină. Acest bărbat e foarte posibil să fie să lucreze cu publicul, să fie funcționar public sau în domeniul magistraturii sau avocaturii sau domeniul politic, dar nu este obligatoriu, dar ca idee e posibil să aibă o astfel de profesie. Totodată e posibil ca acest bărbat să fie genul care critică destul de mult. Și chiar și pe sine. De fapt, cam pornește cu sine și apoi propagă și în stânga și în dreapta. Nu este valabil la toată lumea, dar vă dau aici câteva detalii. Ce se va întâmpla următorul eveniment relevant, da? Aici apăreți dumneavoastră și bărbatul respectiv, dar poate să mai fie vorba de fapt de o altă persoană, dar la foarte puține cazuri, să știți. Deci nu la cei mai mulți dintre voi, să mai fie cineva impresionat, pentru că sunt totuși două cărți de curte aici. Și de regulă, în astfel de citiri generale, dumneavoastră vă subînțelegeți în citire, ori aici avem o femeie și un bărbat. Sau chiar doi bărbați și dumneavoastră să fie nevoie să alegeți. În orice caz, o să fie o încercare de a vă înțelege un pic mai bine și deci, ca următor eveniment în viața dumneavoastră, veți încerca să înțelegeți mai bine bărbatul pe care îl aveți în minte și el să vă înțeleagă pe dumneavoastră și să încearcă o armonizare, dar trebuie multă răbdare, trebuie multă temperanță, controlați-vă emoțiile, vă rog. Și o să fie tot felul de discuții, uneori vi se va părea că va trebui să cam trageți de această persoană, care e hipercorectă de multe ori, dar ca și cum nu simțiți că nu vă face neapărat dreptate dumneavoastră și tot păreți nedreptățit sau nedreptățit în situația asta. Ce o să mai întâmple următorul eveniment la câțiva dintre voi este vorba aici de un câștig în instanță
Deci sunt câțiva aici care probabil au un proces în curs și o să câștige, sau e vorba de niște contracte, o să se încheie cu bine, e oricum ceva care vă bucură, ori în urma unui proces. Poate fi aici vorba și de un divorț, dacă vorbim de acel trio, la cei câțiva dintre voi de care pomeneam, posibil ca persoana la care voi vă gândiți să divorțeze și evident chestia asta să vină ca o bucurie cu totul neprevăzută pentru noi, că nici nu vă așteptați la chestia asta. Dar în orice caz lucrurile mai durează pentru aprofundarea lor, dar prospectele sunt bune, un înger divin, deci universul veghează asupra dumneavoastră, totul e de bine, poate să mai fie și un câștig de bani aici, prin care simțiți că vi s-a făcut dreptate, poate primiți niște bani din urmă, sau ceva, o datorie la care sperați, dar e aici un câștig oricum. Da, sunt mai multe scenarii posibile, pe partea de dragoste v-am zis, e de bine, dar lucrurile merg destul de lent. E ca și cum sunt tratative între dumneavoastră, da? Bun, etalarea numărul 2. Avem ultima carte ieșită, Împărăteasa, deci o arcană majoră a treia, una foarte frumoasă. Mai avem Regina de Spade, deci iarăși avem două femei aici, și Asul de Spade. Flanca de dedesubt de moarte și de o persoană gânditoare. Da, aici este un bărbat care se gândește să încheie lucrurile cu o femeie destul de rece, să le cam termine. La unii dintre voi unde sunt trio, cum spuneam, aici sunt destul de multe triouri. Sau două cupluri, două relații și, da? Adică patru persoane implicate. Avem foarte mult zodiile de aer și ceva zodii de pământ. Deci avem Vărsător, Balanță, Gemeni, plus Taur, chiar și Fecioară și Capricorn. Plus, dacă luăm această carte, deși e din tarotul țigănesc, că moartea ar veni și zodia Scorpionului. Ce va urma aici? Aici va fi o discuție constructivă între dumneavoastră și persoana asta. Va părea foarte tăioasă, foarte rece, dar de fapt va pune bazele a ceva stabil și a ceva care urmează să crească între voi. Cu alte cuvinte, e aici un proces de cultivare a lucrurilor care au loc între voi doi. Deci ele se vor amplifica în bine pentru dumneavoastră. O să fie o perioadă cu multe discuții. Deci ce va urma viața dumneavoastră? O să fie destul de multe discuții cu persoana asta la care vă gândiți, sau telepatie, schimburi de gânduri, unul va ști despre celălalt, deși nu vorbiți neapărat. Vedeți gânduri aici foarte multe, deci foarte multe telepatie, vise, comunicați, vă transmite stările. Au fost niște chestii mai dure între voi în anumite momente, încă sunt reproșuri. Pentru unii dintre voi e posibil să aveți de-a face cu un bărbat sau cu o femeie corect, dar pe care îl simțiți cumva cam fără emoții sau... Dar nu e ceva general, adică pentru toți cei care au ales etalare, doar pentru o parte din cei care au ales etalare numărul 2. Însă trebuie să spun chestia asta pentru că o văd, dar la o parte dintre voi e vorba despre un bărbat calculat, un bărbat mai rece sau o femeie. Cu emoțiile tot timpul ținute sub control și mărginite de chestii, nu să le spun oportuniste, dar e ca și cum ia în calcul, uite, eu vorbesc cu persoana asta și mai mult când am nevoie, dar nu este obligatoriu, cum spuneam, dar persoana asta gândește oricum foarte mult situația și tot timpul stabilește niște principii logice și în felul care vă abordează și cum vă scrie, își gândește foarte mult pașii, vorbele. Dar văd că totuși lucrurile astea vor duce către ceva constructiv, spre un nou început, spre nașterea a ceva. Dacă sunteți femei, tot așa, activați-vă. Cât de mult creativitatea, hobby-urile, frumusețea, pasiunile, estetica, decorați ceva prin casă, oricum se apropie și sărbătorile de iarnă. Da, deci o să vă îndreptați spre ceva frumos.
dar comunicarea va fi rapidă aici și în cam 3 săptămâni deja ar trebui să cel puțin se pară că se construiește ceva solid între voi. Avem și Cartea Morții aici, care iarăși ne vorbește de ceva care se termină și e posibil să se termine toate chestiile astea mai reci din trecut și să intrați într-o zonă mult mai afectuoasă unul cu altul, adică să fiți mai intimi, mai apropiați și să chiar să creați ceva împreună. Da, la o persoană aici va fi vorba chiar de conceperea unui copil și lucrurile astea efectiv să încheie orice discuții la locul lor sau care nu și-aveau locul. Deci ca și cum ideea că va fi un copil sau poate faptul că planificați un copil, asta va termina orice alte neînțelegeri sau certuri și va fi bine. Sau poate să fie vorba de un proiect comun, mai ales pentru cei care sunteți colegi la locul de muncă, ceva ce începeți să faceți împreună și lucrul ăsta vă și apropie. Știi? Și de fapt treceți peste barierele alea, peste răceală, da? Vă ajută. Că e aici o transformare, o trecere și mai sunt aici vreo două, trei cazuri, câțiva dintre voi poate vă gândiți la cineva care a decedat sau o situație care s-a terminat în viața dumneavoastră. Dar oricum au loc, să știți, niște transformări foarte importante aici și totul prin prisma gândurilor și a comunicării se schimbă și rezultatul e destul de bun. Da? Deci mergeți înspre bine. Următorul eveniment, comunicare bună, destul de rece la început, dar duce către ceva stabil și către un proiect nou, atât pe partea sentimentală, cât și tot pe partea sentimentală, dacă aveți un proiect împreună cu persoana la care vă gândiți, posibil pe partea artistică, spirituală, filantropică sau ceva creativ. Și să vedem și etalarea numărul 3. Avem aici o vizită, sigur chiar la un drum lung sau destul de multe vizite la un drum scurt. Și avem așa, valetul de cupe, cinciul de băte și 10 de cupe. Au ieșit aici iarăși zodii de apă și zodii de foc. Avem aici un ciclu care se încheie, dar într-un mod ferice. Dar să vedem întâi, unii dintre voi sunteți la început aici sau cu cineva mai tânăr decât dumneavoastră sau să fie vorba de un copil la mijloc. Da, astea sunt câteva cazuri, că apar copii și aici și valetul poate reprezenta un copil. În orice caz, un eveniment foarte, foarte rapid care va veni în viața noastră va fi un fel de ofertă de prietenie din partea la care, persoanele la care vă gândiți sau chiar o ofertă romantică, un fel de întâlnire de date, cum zic englezii, sau un apel drăgăstos, drăgălaș, intim între voi doi, da? Asta înseamnă valetul de cupe. Ceva mic înfloritor, ceva fluturi în stomac, lucruri de genul ăsta. Dar atenție, pentru că sunt niște schimbări care se produc și pot să aibă legătură cu un drum sau cu o vizită și lucrurile iese foarte mult orgoliu la suprafață și e posibil să se întâmple asta din cauza altor persoane care sunt la mijloc. Că avem aici o încăierare de energii, sunt niște energii care se luptă. Da, unii dintre voi poate începeți un sport nou sau persoana la care vă gândiți să înceapă un sport nou. Destul de greu cu condițiile, cu pandemia asta, dar poate să fie ceva legat de mișcare, foarte multă energie termică aici, calorică și trece de la apă. E o trecere apă-foc și aici e nevoie de multă armonizare. Deci aveți grijă că sunt niște chestiuni care încep sau reîncep bine, posibil după o vizită, după un drum, oricum aici sunt niște drumuri și niște vizite care vor avea loc. Posibil chiar cu persoana asta la care vă gândiți, adică să vă vizitați, sau dacă se simțiți răstăriți și nu puteți călători, să efectiv să vină un mail sau ceva ce considerați voi mai relevant. Da? Și
S-ar putea anumite certuri să aibă legătură cu faptul că unul vrea să precipite lucrurile și să își dorească mai repede o familie sau o mutare împreună sau copii. Deci încerca să nu precipitați lucrurile aici neapărat, ca evenimente viitoare și ca cum să le controlați. Nu precipitați lucrurile, lăsați-le destul de mult în seama Universului, pentru că există aici destul de multă energie frumoasă a iubirii, deci energie universală. Dar, cum ziceam, e o mică oscilație aici care nu prea îmi place. În ciuda iubirii mai sunt fragmente de orgoliu, de ego, care răbufnesc. Deci, aveți grijă cu chestia asta. Încercați să nu intrați nici peste libertatea acelei persoane. Dacă el intră peste libertatea voastră, stabiliți niște limite. Nu neapărat să-i le spuneți lui, dar puteți să vă spuneți voi către voi și către Univers. Spune Univers, eu nu vreau ca limitele mele să fie încălcate, îmi doresc persoana asta, dar nu vreau ceva negativ în detrimentul meu din toată povestea asta. Da, deci aici o să mai urmeze vizite, drumuri sau mesagerie la distanță, chiar niște trimiteri prin poștă, vederi, lucruri de genul ăsta. Da, și aici se proiectează foarte mult spre curcubeul acesta al familiei împlinite, dar vedeți să nu vă iluzionați foarte mult, să nu vă creați așteptări și să nu grăbiți lucrurile, da? Pentru că aici e vorba de ceva de final, ori lucrurile sunt abia pe la început sau abia au reînceput. Deci încercați să nu, pentru că se poate ajunge la mici conflicte. Nu e ceva important ca nivel de ostilitate sau ceva de genul acesta. Nu, doar că pot să mai apare divergențe aici, mai ales în legătură cu tocmai cu aceste interese divergente, nu integral, dar parțial, pe care le aveți în momentul de față între voi doi. Da, așa că încercați să stabiliți niște limite, să nu le depășiți nici dumneavoastră cerând mare acusarea de la persoana asta, să o lăsați seama ei, la unul dintre voi v-am zis, e posibil să fie mai matură sau mai mică de vârstă, deci aveți un pic de răbdare și aici lucrurile merg înspre bine. La revedere!